La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut recent volumul Daruri de Crăciun, înțelesuri ale sărbătorii nașterii Domnului. Lucrarea, coordonată de părintele Arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, reunește cele 30 de pastorale ale prefericitului părinte patriarh Daniel, la sărbătoarea nașterii Domnului din 1990 și până în 2019, transmise ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei și ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În partea introductivă găsim informații despre istoricul și modul sărbătoririi praznicului nașterii Domnului, dar și despre tradiția interpretării colindelor. De asemenea, aflăm de ce Colindul este sfânt și bun și de ce se cântă în cor. Din pastoralele prezentate integral, înțelegem că nașterea Domnului reprezintă noirea omului, binecuvântarea familiei, timpul mântuirii, taina vieții creștine, bogăția vieții noastre, începutul vindecării noastre, lumina cunoștinței, taina vieții cadăruire, începutul înălțării omului, bucuria credinței, temelia vieții umane, începutul luminării noastre, bucuria cerului și a pământului programul lui Dumnezeu pentru viața lumii, precum și binecuvântarea părinților și a copiilor. Lucrarea poate fi găsită în magazinele de carte bisericească ale Arhiepiscopiei Bucureștilor sau poate fi achiziționată prin intermediul site-urilor colportaj.ro și libreria cărților bisericești.ro.